Bun, o să continuăm seria de prezentări cu Alex Cenătătescu de la Infinite Solution, care ne, ne va vorbi despre o serie de fenomene sociotehnologice care le experimentăm în zilele noastre și despre cum acestea ar putea influența sau vor influența în viitor brandurile și cum acestea le vor putea folosi în, în advertising. În plus, față de, de acestea, Alex ne, ne promite un case study extraordinar la, la sfârșit. Alex? Bună ziua! Uh, îmi pare bine să, să fiu aici, uh, mai ales cu o asemenea audiență. Uh, până acum a fost un eveniment extraordinar. Uh, Ne-am simțit foarte bine alături de mulți dintre voi. Ne-am văzut la stand. Uh, o să vă și niște lucruri foarte interesante astăzi. O să vorbim puțin despre interpretarea prezentului și a anumitor semnale uh, și felul în care voi, ca și oameni de comunicare și noi uh, împreună, putem să le utilizăm. Titlul era cam pretențios. Dacă ar fi să-l să scurtăm un pic, este vorba de cum putem folosi prezentul să ne creăm viitorul. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun. În momentul de față, absolut nimeni nu mai poate să prevadă corect viitorul. Și când zic viitorul, mă refer la tot acest peisaj sociotehnologic. Uh, sociotehnologic. Peisajul la care mă refer este unul care de la zi la zi se schimbă. Dar asta e un lucru extraordinar. Știți de ce e extraordinar? Pentru că în vremuri de incertitudine, în vremuri de nesiguranță, în vremuri în care nu mai există trenduri clare, cresc foarte repede tehnologii, dispar altele, în aceste vremuri inovația crește. De asta este extraordinar că nu putem prevedea viitorul. Pentru că în loc să-l prevedem, ni-l putem face singuri. Ca și agenții, ca și branduri curajoase. La ce mă refer? Vă dau un exemplu. Cum poate fi utilizată această nesiguranță? Dacă v-aș fi întrebat acum 5 ani, ce credeți că o să meargă? O tabletă pe care o să o cari după tine peste tot? Sau un smartwatch? Ce ați fi răspuns? Eu aș fi răspuns că smartwatch-ul. Și acum iată ne dependenți de tablete. Despre asta este vorba. Astfel se folosesc vremurile astea. Faptul că nu mai poți să știi clar ce urmează, înseamnă că poți să faci tu și să decizi ce urmează. Ca și persoană, ca și brand, ca și agenție. Cu alte cuvinte, dat fiind tot contextul sociotehnologic în care ne aflăm, puteți să utilizați Orice fel de tehnologie. Aveți atâtea disponibile în momentul ăsta să dați putere consumatorilor voștri păstrându-vă păstrându valorile de brand. Și o să vă dau un exemplu care cu siguranță foarte mulți dintre voi îl știți. E vorba de acesta. Asta înseamnă când o companie producătoare de articole sportive folosește accesul pe care îl are la tehnologie în momentul de față și creează un produs adițional pe care îl integrează și în partea socială astfel se folosește nesiguranța în care suntem și incertitudinea de care ne lovim. Trebuie să o privim pozitiv. În vremuri de genul ăsta, în vremul tulburi, pot să crească foarte repede tehnologii, branduri și se pot implementa foarte repede idei. În vremurile fixe, în vremurile previzibile, nu se întâmplă revoluții. Astea sunt vremuri în care putem să facem revoluție. Și vă dau acest exemplu. Asta vreodată să vă gândiți din ce e format internetul. <laughs> Cred că peste 90% din noul internet, dacă vreți, internetul actual, e creat de consumatori. Adică hai să fim serioși. Ei fac internetul. Știți cât de puternică e, e, e chestia asta? Și se întâmplă. Și e prezentă. Important e cum o folosim în viitor. Adică e al lor. Bine, excludem aici pornografia și pirateria. Dar în rest, ăsta e internetul. Trebuie să le dăm posibilitatea să creeze. Și ați văzut că am tăiat acolo user. Noi nu mai zicem user-generated content. E consumer-generated content. Că ei sunt ai voștri consumatori. Trebuie să le dăm oportunitatea să creeze. Știți de ce a evoluat așa repede internetul? A evoluat pentru că n-a mai fost diferență între producători și consumatori. Oricine poate să producă content și oricine poate să privească acel content. Nu mai există legi. Nu mai există reguli. Și mai mult decât atât, gândiți-vă că acum, în țări mai evoluate ca noi cei drept, în Statele Unite, de exemplu, avem categorii întregi de produse care nu se mai cumpără decât după ce potențialul consumator verifică review altor consumatori. Nu că la modul mă uit și la ce au zis ceilalți. Este mandatory. Înțelegeți cât de puternic este, este, sunt aceste rezultate? Despre asta este vorba. Se uită la ce scriu ceilalți useri. Este huge. Dar vă spuneam că o să vorbim un pic și despre viitor. Asta este în prezent. Știți ce o să se întâmple în viitor? Știe cineva ce e cănuța asta de pe ecran? Cănuța de pe ecran este o cănuță care a făcut diferența între un banal profesor de matematică din Statele Unite și un om foarte bogat. Această mișcare a celor care fac lucruri este în forță în Statele Unite. Profesorul acesta de matematică a construit un model 3D a unei cănuțe de cafea, cum și-ar fi dorit el. A pus-o pe un portal care acum există și în forță în Statele Unite, de unde poți să alegi ce produse să ți se producă custom. Vedeți unde se duce chestia asta? Asta o să schimbe retail -ul. Știți de ce? Ei fac 90% din ce în spatele monitorului. Dar încep să iasă din monitor. Aici trebuie să mergem și aici trebuie să fiți foarte atenți ca și branduri. Hai să ne imaginăm că în loc de banalul wallpaper sau ringtone pe care le mai dăm în campanii sau o să trebuiască să dați modele 3D. Așa trebuie să ne pregătim. Asta trebuie să avem în vedere. Despre asta e vorba. Totul se schimbă. Și dacă în momentul de față, în momentul în care noi vorbim, se creează o întreagă nouă industrie. O întreagă mișcare. Dacă vreți să, să intru un pic în detalii cu portalul, cum funcționează? Ok, o să trec mai departe. La următorul slide, care e preferatul meu... Știți că se discută foarte des. Doamne, televiziunile mai fac, nu mai fac, mai au puterea, nu mai au puterea. Nu o să spun niciodată că nu poți să faci treabă cu televiziunea, pentru că poți. Hai să fim serioși. Vrei să ajungi într-o seară la câteva milioane de oameni, te-ai dus la o emisiune cu români talentați și ai ajuns la 4-5 milioane de oameni. Nu. Ce vreau să vă spun e că televiziunea nu mai poate fi considerată platforma pe care să construim. Nu mai are cum. Și uh o să vă demonstrez într-un mod foarte original acest lucru. O să vă demonstrez arătându-vă un fenomen care s-a întâmplat acum vreo două săptămâni și e un fenomen din cu tot o altă industrie. Știe cineva ce e pe ecran? Da? Da? E un joc. Ăsta e un joc. Este un joc care îmi place foarte mult, îmi place și patru, și Saints Row, cine mai joacă. Știți de ce vă arăt un joc? Pentru că jocul ăsta este primul pas care ne arată că lucrurile se schimbă și se schimbă radical. Jocul ăsta a distrus toată istoria care definea entertainment-ul. Jocul ăsta a făcut un miliard de dolari în vânzări în trei zile de la lansare și 800 de milioane în primele două zile. Vedeți unde mă duc? Hai să mai intrăm un pic în detaliu, vreau să vă mai arăt ceva. Ce înseamnă un miliard de dolari? Adică vorbim de niște industrii foarte mari oricum, vorbim de niște lucruri poate normale. Hai să-l comparăm cu filmele, cu hollywood -ul. Acest joc, repet, este un joc de consolă. Acest joc a spulberat toate topurile Hollywoodului din istorie. Toate topurile de încasări. Este un joc care a bătut toate filmele de succes din istoria Hollywoodului. Este un joc. Bugetul pentru dezvoltarea lui a fost undeva pe la 150 de milioane de dolari. Deci, practic, și-au scos banii, da. Uh, realizați în ce moment trăim? A distrus tot și ne arată că paradigma se schimbă. Și s-a întâmplat acum două săptămâni. Și acum eu vă întreb, mai părem noi ăștia din digital nebuni când spunem că TV-ul nu mai e la putere? Nici Hollywood nu o să mai fie la putere. Unde vreau să ajung? Trebuie să vă creați propriile audiențe. Vechiul sistem, Felul în care era construită uh, to toată lumea asta a producătorilor de content era construită de niște oameni profesioniști în a face content care adunau mase da, de audiență și vinchiriau vouă brandurilor și vă puneau în fața lor câte 30 de secunde. În momentul ăsta vă puteți construi propriile audiențe și brandurile sunt același lucru cu producătorii, același lucru cu consumatorii. Nu mai există o barieră. Iar în momentul în care un joc desfințează Hollywood-ul, la viteza cu care a desfințat -o acest joc, trebuie să ne punem semne întrebări și să ne pregătim pentru viitor. De asemenea, să vă folosiți și întotdeauna cât mai repede de noile, noile valuri de tehnologie. Hai să ne imaginăm că jocul ăsta ar putea fi folosit ca o platformă de comunicare. Corect? Vedeți unde mă duc? Dacă în acel joc îți creezi propriul magazin al propriului brand, știind că ajungi sigur la un număr foarte mare de consumatori. Așa trebuie să gândim. Și repede. Și bineînțeles să dețineți canalele. Nimic nu e mai sfânt decât canalul vostru de comunicare. Nu trebuie să plătiți pentru el, îl utilizați când vreți și îl creșteți cum vreți voi. Vreau să mai... Acest ultim slide să leagă un pic și de case study pe care o să vi-l arăt. Este vorba de faptul că al nostru consumator este un consumator implicat. Știți ce înseamnă că e implicat și always on? Uite, cum e el cu telefonul. Vezi? Asta înseamnă că e implicat, e always on, e engaged, e conectat, scuze, te-am dat ca exemplu. Asta înseamnă, ăsta e consumatorul. Și tu trebuie să-i urmărești exact stilul de viață, felul în care acționează, felul în care interacționează cu tehnologia și să-i servești informația într-un mod util pentru el. Vreau să vă dau un exemplu de, pe scurt, cum zicem noi, consumator tradigital. Este un consumator tradigital, iată-l, la, gata pentru următoarea întâlnire. Este un consumator tradigital și astfel trebuie să și comunicăm. Și o să vă dau un case study. Vreau să vedeți cum arată o campanie care integrează toate canalele da, principale și ce performanță poate să facă. Vreau să vă spun ceva. Campania asta pe care o să vă prezint e una din campaniile care mi-amintește motivul din care sunt în domeniul ăsta, motivul din care sunt în publicitate. E una foarte dragă mie. Este o campanie a cărui brief părea imposibil. Știți cum par mare majoritate. Este o campanie făcută pentru Asociația Pacienților cu Boli Autoimunitare, iar brieful se referea strict la psoriazis. Psoriazis este o condiție care nu este contagioasă, dar afectează mai mult la nivel uh, psihic, dacă vreți. Persoanele cu psoriazis se simt cumva mai complexate de chestia asta, iar noi, oamenii care nu cunoaștem, cumva suntem și noi afectați. Iar brieful clientului era, domnule, trebuie să ajungem odată la absolut toți oamenii să educăm și în același timp să ajungem la pacienți să-i încurajăm. A, și bugetul e foarte mic, aproape inexistent. Brieful perfect. Am rezolvat-o. Și o să vă spun și cum. Am gândit integrat și ne-am folosit de înțelegerea foarte bună a felului în care comunică toate canalele. Am creat o aplicație Facebook care a rulat șapte zile. Da? În aplicația noastră Facebook erai invitat să propui strofe pentru o melodie. Melodia acceptării, i-am spus noi. Titlul e Iamă de mână. Am vorbit cu Delia, cântăreața Delia și am rugat o să intre în studio să înregistreze refrenul. Utilizatorii au ascultat refrenul și au propus strofele lor. Într-un final din ei am ales 122. 122 de oameni. Delia a luat strofele lor, a intrat în studio și a tras melodia. Am avut un eveniment de lansare în care am avut sute de participanți. Am lansat-o am avut un coverage fantastic în presă, dar ce vreau să vă spun e ce s-a întâmplat în momentul, până în momentul de azi. Am ajuns la 4 milioane de views, combinând toate, toate canalele. Deci 122 de oameni au participat la o melodie bazată pe mesajul campaniei care a ajuns la aproape 4 milioane de români. Da, în România. Asta înseamnă să folosești corect integrarea canalelor. Asta înseamnă să poți să identifici anumite fenomene din timp și să le folosești. Asta înseamnă să să faci publicitate dar să faci și bine în același timp. În momentul în care duci mesajul ăsta la câteva milioane de oameni, faci o schimbare. Nu mai e doar o campanie, nu mai e doar un landing page, nu mai e e mai mult. E mai mult. Folosim tot ceea ce știm, folosim toate lucrurile pe care le învățăm alături de voi, de clienții noștri. Da? le utilizăm să facem bine. Și dacă le utilizăm deștept, ducem mesajul ăsta la milioane de oameni. Asta înseamnă abordarea despre care vă vorbesc. Asta înseamnă să poți să vezi semnalele din timp și să le folosești. Și mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări, vreți să aruncăm cu cuvinte unii în alții? Să fim interactivi? Pentru întrebări suntem disponibili și la standul 8890 cel cu mașină. Deci, ca să-l recunoașteți ușor. La standul cu mașina, pentru discuții, întrebări, alte, alte lucruri, suntem acolo. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru că ați fost culminaturi de această prezentare și că ați împărtășit cu mine campania pe care v-am descris-o. Și la cât mai multe campanii de genul ăsta, că văd și alți colegi de piață aici în, în audiență, să facem cât mai multe lucruri de genul ăsta. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Alex!